ele sunt ferestre pentru alții, foarte utile. În compoziția jurnalului tău face parte acest final enigmatic. Nu știu dacă ai făcut-o intenționat, însă ultima dată notată este 23 mai, în timp ce paginile care încheie volumul sunt sub rubrica nedatat. Da, uitasem cursul zilelor. Pentru că erai în Germania. Eram în Germania. Și erai pe un proiect în care vrei să pictezi un înger. Da. Ai reușit să faci îngerul? N-am reușit. O să mă urmărească probabil și la judecata de apoi. N-ai reușit. Nu, limitele mele nu m-au lăsat să fac. Poate că o să apuc vreodată, dar deocamdată n-am reușit. Dar știi cum ai făcut? Aici ai negociat într-un fel. Compoziția ta a încorporat ideea de limită. Pentru că, pe de o parte, ai ieșit în temporalitate prin acest nedatat, nu ne spui dacă ai terminat, în timp ce cartea ta, jurnalul tău, se încheie cu descrierea lucrărilor pe care colegi de-ai tăi, artiști plastici, în același proiect, la forum, le aveau de făcut. Și ei le descriu. Dar pe al tău tu nu-l descrii. Doar spui că ai de făcut un înger. Și rămâi, când am închis cartea, mi-am zis, și unde este îngerul lui Mihai? Da. Și îngerul lui Mihai este... E frumos, mulțumesc pentru ce spui, e frumos, pentru că... Știi, ca orice lucru așa rămâne... Pe important este, spunea Iorga undeva, descrie un personaj istoric de la noi, români, care a vrut, dar n-a putut. Și nu mai țin minte cine anume. Și spune, contează și ce vor oamenii, nu mai ce pot. Foarte interesantă. Contează ce vor, contează nu numai ce pot, da. Dar pentru comunitate contează enorm ce poate fi. Realizarea, sigur, da. Da, da. Categoric. Ai pictat îngeri? Am pictat ceva, câțiva, da, am pictat. Am avut... fervoarea de a face. Dar mai important decât asta, un fel de obligație de a face, pentru că Horia Berna de ce s-a apucat să picteze în anii când se dărâmau biserici? Nu vreau să fac politică acum. Nu-mi place. Dar el a început să picteze interiorul de biserici și biserici. O făcea ca ca o mărturie. La un moment dat, ca Van Gogh, cum spune, trebuie să lași meseria, s-o pui în brațele cuiva. Și atunci, dacă ești întâmplător creștin, trebuie să te apropii și de niște teme ale bisericii. Și am avut cumva obligația, ca să spun așa, interioară, de a încerca să fac. N-am reușit. Mai e timp. Știi, când ai spus asta cu Horia Berna, când se dărâmau biserici, el făcea interioare de biserici, mi-a venit ideea că pictorul, artistul în general, este ca un fel de Noe. El administrează o arcă și el simte cu geniul lui ce se distruge în mod irreversibil din lume. Asta pot fi emoții, pot fi gânduri, pot fi peisaje, oameni, făpturi. Și atunci el le pune în arca lui. Și la judecata de apoi va fi judecat de Dumnezeu după capacitatea lui de a păstra din lume ceea ce lumea în prostiei nemărginită distruge. Da, eu cred că așa este. Și ca să împing mai departe cumva, cred eu, ce spui, totul se distruge pe lume. Totul se distruge pe lume. Și atunci trebuie să faci ceva, că atâta cât poți să totul se distruge. Poate de-aia păstrătorii... Fără să fiu pesimist, e în natura lucrurilor să se distrugă. Și în natura lucrurilor, nu, e în natura lucrurilor să se distrugă. Și în natura oamenilor să păstreze. Da, așa, să dea Dumnezeu să fie așa, așa, da, da. Da. Asta este. Artistul ca păstrător al, nu al frumosului neapărat, ci a vieții simple a lumii astea. Da, condamnată, da, cum este, da, să piară. Da, 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 da. Și după posibilități, salvată uneori de frumusețea artei oamenilor. Da, da. Mihai, am ajuns la sfârșit și o să închem emisiunea aceasta pe o notă afectivă pe care am luat-o de la tine în timp ce vorbeam cu tine. Și care este această reverență? Mi-ai transmis o reverență, Mihai.